Da, deci ca să slăbiți ar trebui să consumați pe zi în jur de 1200 de calorii, nu mai mult. Aha, am înțeles. Și noaptea? Noaptea câte pot să consum? Unde au femeile punctul G? Ați auzit așa ceva? Da. Pe unde ar putea să fie? Unde ați auzit, în primul rând? Punctul G. Fie punctul ăsta G. La Glezna, cumva? La Glezna. Nu știu, vi se pare un punct sensibil acolo? Este. Sau... La prima vedere, investiția pe care ar trebui să o facem acolo la pasajul de peste Dunăre de la Piața Unirii este de ordinul 30 de milioane de lei. Evident. Jumulită, ciufulită, Doamne, ce superbă sunt! Cu asemenea coafură, cum pot să nu cânt? Toate spații. Vedeți asta? Că și... Dar asta nu înseamnă că... Nu, aici că... Treaba este... Trebuie bine gândită. Nu. Tranșată, Un bărbat care se transformă într-o femeie. E normal așa ceva? Păi aici este o conjunctură de structură în care o forță determinată dintr-un demiurg nu poate considera, poate este delincventă mercenară și este încercare deferită justiției și imediat imobilizată și deferită justiției în închisori, în pușcării. Paie verde ca sultina, iară s-a scumpit benzina, așa, și îmi vine să înjur, să ne pupe ăștia-n. Cursul de valută crește, și inflația sporește. Olele! Când zici că o să faci o treabă, îți vine să o iei la piață, vrei să te duci, gratuci, să iei zarzavat și nuci. Du-te! Vânzătoarea vrea bănuți, nu-ți dă gratis nici s-o, fugi de aici cu ziarul, că scrie în el amarul. De violuri și o duduie care aseară a luat, multe se petrec în lume. 14 și cu 14, 38. 38 și cu 10, 58. 58 și cu 2, 70. 70 și cu 6, 86. 86, aproximativ. Care este ultima literă alfabetului? Să știți că nu m-am uitat până la ultima. Da, să trăiți. Da. Desigur, suntem acasă. Vă așteptăm. Să trăiți. Rox, mergi și tu sus și dă chiloții aia jos. Vine instalator. Păi și ce, mă, nu mai avem bani să plătim? Trebuie să mă duc să-mi dau chiloții jos, da, auzi la el. După ca lui Fer, Rox. Domnul, vreau să vă întreb despre preoții din ziua de astăzi. Ați văzut că pe la televizor, prin ziare, sunt acuzați de tot felul de lucruri, pomohaci și așa. Tu ași de gură, tu ași de gură, că vorbesc eu. Vorbesc eu, că pe mine mă întreabă. Sta, ați văzut acum, vor să ne vaccineze împotriva virusului. Nu vă vaccinez eu. Nu. Lăsați-mă, păci, că pe mine nu mă interesează de așa ceva, du-te. Că mă vede primarul nostru, du-te, nu lasă. Eu stăteam la bar liniștit, îmi beam apa minerală. Așa. Ulterior au coborât toți, hai afară. Zic, mă, lasă-mă să-mi beau apa, că un foc și un incendiu a mai trecut prin de-astea. Băut apa. La zingură. Mi-a terminat apa și am coborât jos. Cafeaua ta e grozavă, draga mea, nu-i așa? Mi s-a spus că e adusă tocmai din Brazilia. Formidabil și încă fierbinte. Ce faceți dumneavoastră în timpul menopauzei? În timpul menopauzei? Mănânc și mai ies puțin la aer. Când 8 ore nu avem timp ca să ieșim. Tot în croitorie lucrez și eu la arta modei. Credeți că numai femeile ar trebui să beneficieze de această menopauză sau și bărbații? Nu, și bărbații. De ce? Pentru că și ei muncesc. Ce faceți dumneavoastră în timpul menopauzei? Mâncăm și la urmă ne bucăm de treabă. Altceva ce puteți să facem?
Cât durează menopauza la dumneavoastră? 20 de minute. Se spune că femeile sunt mai nervoase în timpul menopauzei. Dumneavoastră aveți... Este nervoase femeile pentru că ele și-a de 8 ore în continuu la mașina acolo la lucru. Și ele, practic, să spui așa, căldura care o are de resubtul sub scaunul, e și normal că să fie supărate, să... că muncește prea mult.